Am vrut zăpadă, iar dacă în straja este numai bine de schiat, nu la fel de încântați sunt și oamenii care merg pe jos prin municipiul Lupeni. Munca celor de la Societatea de Gospodărire este întoi, iar primarul Cornel Resmeriță susține că mai este destul de lucru. Este normal, s-a nins foarte mult în Lupeni și e normal, după o ninsoare abundentă trebuie să lucrăm mai multe zile pentru curățirea orașului și așa este normal să lucrăm mai multe zile. În acest moment încă se curăță chiar pe lângă trotuare, se curăță și după care urmează să încărcăm zăpada în mașini și să o transportăm la un loc bine pregătit de noi. Muncitorii de la dezăpezire mai au serios de muncă la Lupeni și dacă pe o parte dintre trotuare se circulă bine, sunt încă artere întregi blocate și acum de munții de zăpadă.